10 persoane au fost rănite după ce două mașini s-au ciocnit pe o șosea din județul Suceava. Printre răniți sunt și 2 copii. Accidentul s-a produs în momentul în care un autoturism s-a angajat într-o depășire riscantă, a intrat pe contrasens și a lovit un alt autoturism care circula regulamentar. În urma impactului, ambele mașini au fost distruse. Toate cele 10 persoane aflate în cele două mașini au fost rănite. Mai vine o ambulanță care ia fata de acolo din mașină. Doamna, o luăm noi cu sau. Una dintre persoanele rănite a rămas blocată între fiarele contorsionate ale mașinii și a fost salvată de pompieri. Mai multe ambulanțe au transportat răniții la Spitalul Municipal din Rădăuți. Ulterior, 3 dintre răniți aflați în stare gravă au fost transferați la Spitalul Județean de Urgență Suceava. Conștiente, cu multiple traumatisme și fracturi, momentan stabile. Din cauza accidentului, traficul în zonă a fost blocat 10 de minute.